Am ajuns lângă bărci. Hai pescarul, am încredere în tine, hai. A, nu, aici era sala de mese, da. Mamă. Da, uite, cam aici puteți să vedeți, aici era frigiderul, asta e mai intactă. O masă unde mâncai, scaunul aici și patul aici imens. Mamă, na, o da asta, o barcă de salvare, fii atent. Deci stau așa la volan, mă uit în față și dita mai animalul ăsta, frate, să-l manevrez. Ia. Bă, se mișcă, bă. Salutare, eu sunt Goa și astăzi o să vedeți cum am intrat pe o navă abandonată, tocmai în Italia, în Ravenna mai exact. Bă, o să fie interesant clipul, deci vă urez vizionare plăcută. Am ajuns lângă bărci. N-ai cum să ajungi pe asta. Dar cealaltă, pe acolo, prin colț, cred că ar fi șanse. Da, ideea este că la prima dintre ele, numai cu barca. Deci, vedem la următoarea. Că și asta la altă e mare, bă. Ia. Ce vorbești, că e foarte mare. Uai, dar a plecat e asta, bă. Oameni, avem noroc că la asta se poate ajunge acolo o față, dacă vedeți, îi ceva funie pe care te poți urca. Și ce scrie aici? Pericolul de la accesul. Dar noi suntem autorizați, mă, bine. Dar uite cât e de mare, mă, ce vorbești, mă. Asta e de aia de cărat containere. Da, din ce văd, e foarte mult mâl pe aici. Dar na, cumva ne băgăm noi să ajungem acolo. Vedeți? Funia, pe aia urcăm. Pe ce videoclipuri m-am uitat, nu părea așa de mare, dar aici văd că e imensă. Misiunea cea mai importantă e ca să ajungem chiar sus unde era capitanul. Cam mai ar fi toată ideea. Tărărără, tărărără. Ce, bă, asta e navă de aia de salvare, mă. Mamă, uai de cât timp cred că e aici. Hai, pescarul, am încredere în tine, hai. Da, mă, acolo urc și eu. Uite că poate, mă. Dacă nu știți, pescarul e un prieten de-a unchiului meu. Și n-am venit cu el acum, ca să nu fiu singur aici, că uitați-vă, arată foarte nasol locul ăsta. Gata? Merge, mă, nu-i greu. Eu trebuie să urc o mână sau las camera, văd eu cum fac acum. Gata, am urcat, ce să mai... Stați să vă arăt aici o privire. Pac! În fața acolo, dacă vedeți cumva, e un pescăruș. Băi, plin de ei pe aici. Foarte mulți pescăruși pe aici, mă, și fac o gălăgie foarte nasol. Mergem aici pe margine, să ajungem chiar în fața unde se puneau astea containerele. Am pun și o stabilizatorul pe cameră, frumos, pregătim luminile și ne băgăm în interior. Din ce știu eu, aici în față, dacă facem stânga, din ce am văzut pe videoclipuri, trebuie să fie o gaură și o intrare, nu-i? Nu e nicio gaură, ai sus, nu-i problemă. Ba, uite gaura, mă, dar ea stupată. Uite un scaun de mașină, mă, cine l-a adus aici? Atât, altceva și stați, vă arăt aici ce priveliște avem noi la apă. Ha? Se vede fain sau nu se vede fain? Eu nu mă apropii foarte mult, că nu vreau să pic, că n-arată foarte bine aici. Dar uitați-vă aici ce priveliște. Plin de porturi, bă. Uite, oai, dar navaia e lăsată rău, mă. Cealaltă, unde nu puteam urca. Uitați-vă acolo. E jumate în apă, mă. Deci, asta este intrarea noastră. Doar că aici, în interior, miroase. Oi, de viața mea, exact în fața camerei, o venit. Miroase, bă, foarte nasul. Uitați-vă, e plin de căcat ăsta, de porumbel, de pescăruș. Ce n-ai băs pe aici? Hai de capul meu, cum arată, bă. Ba, și s-aud aici pescăruși o grămadă. Uai, ce e aici, bă? Stai seama de cât timp sunt astea. Bă, aici e apă, mă. Uai, s-aud pescăruși? Sau poate pești? Da, nu putem coborâ aici. Ce e ăla? Pescărușul, mă. Mai pe jos. Mergea pe jos, acolo în capăt. Zici că e șobolan, așa s-a văzut cum. De după aia am văzut că are pene și alt. Voi nu vă dați seama, dar barca stă așa un pic într-o parte și te simți ciudat, da, mă, când mergi, când mergi așa cumva strâmb. Bă, dar ciudate-ți intrările astea. Asta e baia, bă. Asta e baia. Uai, ce strâmb te-i locul ăsta. Uai, și câte sunete se aude aici urât. Asta a fost o baia aici, era ghiuveta. Aici probabil era ăsta oglinda. Și aici e WC-ul. Da, uite WC-ul. Mă, că-i spartăt, ce să mai... Uite, e ăla, desfăcătorul ăla, mă, sau desfundătorul. Asta-i pescăruș. Asta-i pescăruș, cred că. Uite-l cât ți-i dă mic. Mamă. Păi, în genetia, i-o colorat ei. Probabil. Uai, de ce e aici, na? Uite un motor, bă. Crezi că ăsta, dacă-l bagi în priză, funcționează? Nu. Sigur funcționează, uite ce bine arată, mă. Cine știe ce motor, pe ceva cu...
ceva aer, cred că e asta. Da, pentru ventilație, ceva, nu știu. Încă unul acolo, mă, fii atent. Bă, sunt multe, mă. Nu? Ce tablete? Facem ceva, bă, ce? Aici o să vină, da. Să știe, sau a fost. Uite cum arată. Vedem prima dată ce e aici pe jos și după aia continuăm să urcăm sus. Tătes. Oi, da, grele sunt ușile astea, frate. Ce e asta? Asta e sauna, mă. Da, mă. Cuptorul cu... Ce tare. Cu cuptorul cu pietrele? Cu pietrele. Da. Hai cât de creepy arată așa în față. Asta e în rusă, mă. Sunt ce limbă e asta? Da, rusă. Chirilica. 100%, da. N-ai voie cu foc, n-ai voie să fumezi aici. CO2, bă. Uite că scrie aici CO2. Stuburi. Uai. Asta e cameră de ceva, mă. Plin, mă, plin. Este motorul navei? Da. Hai da mare, bă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pistoane? 8 linii. Hai de capul. Dai seama că trebuia să vină un om să repare toate astea dacă se strica ceva. Tablouri de siguranță, comenzile care închideai toate prostiile. Plin. Da, s-au furat tot din ele. Ce? Nu prea. Nu prea au venit oamenii la furata, ce? Abia aștept să ajung la nava, capitan. Asta e ceva, camera era asta. Ai, ce văd aici, poster cu femei goale. Nu pot să arăt. Lăsat acolo. Da, astea-s mici și de aici am venit. Uite o vană. Mașină de spălat, ești nebun, mă, fii atent. Înseamnă că aici nu dormeau oamenii. Oare unde sunt camerele unde dormeau oamenii? Asta e extintorul, ăsta tata era mare. Nu folosit oameni. Aici e bucătăria mea, fiți atenți, oameni, cum arată. Aici era masa de... A, nu, aici era sala de mese, da. Mamă! Sala de mese și supragerie. Uite, și mai ies încă scaunele și mesele tot. Ce tare, bă! Stabil ăsta, poate mă duc cu el. A, pare. Să, bă, asta e masă de biliard, fii atent! Wow. Uite, privește-a la apă, spartă ăștia geamurile. Ce frumos se vede. Ta-na-na. Uite, porumbele iar pe jos. Ai urât fac. Aici în față e bucătăria. Hai să mergem la aia. Asta era bucătăria, uite. O ghiuvetă, roată de bicicletă. De ce au pus o roată acolo, nu știu. Uite, mai e și ăsta, mă, vase. Nu l-au aruncat, mă. Și pe aici în față, aici serveau pur și simplu, serveau mâncarea. Uitați-vă aici. Cam asta e în partea. Uite un cuptor, mă. Sau aragaz, am ce băi. Aragaz. Da, vai mare. Dar nu era chiar așa imens vasul. Da, a, și uite un frigider, nici nu l-am văzut. Ia. M-au desenat pe el. Da, ideea este că am vizitat cam tot ce era jos, urcăm sus. Cam așa scările, sunt foarte înguste. Aștept să mă ții de bările astea și scârboase. Mănuși? Da, am venit pregătit 100%. Hai, mai mai, aici sunt camerele, pun pariu că pe partea asta sunt camerele. Și, da, uite. Uite încă o barcă, mă. Uai, cum se vede aici în exterior. Ia, mă, că e vânt puternic, mă. Am ieșit și în exterior. Cred că sunt primul din România care a ajuns pe așa ceva și o filmat. Păi poți să sari un cap dacă vrei. Hai să vedem înăuntru, aici sunt camerele. Aveau ghiuveta exact în cameră. Și aici o masă, frumos, putem mânca, o bancă și aici ar trebui să fie dormitorul, teoretic. Da. Da, uite, aici era patul, un dulap și ăsta, dar băi, era camera destul de mare. Uite, telefon antic. Cum arată? Asta e mică. Aia era de șmecheri. Asta e mai de săraciule. Așa, asta era mai mare. Asta e exact ca prima. Da, uite, cam aici puteți să vedeți, aici era frigiderul, asta e mai intactă. O masă unde mâncai, scaunul aici și patul aici, imens. Și dulap încolo și a două intrări, mă, ce vorbești? Uite și asta e mai... Cu privire la containere, pe acolo am intrat noi prin față, pe acolo. Asta e privată. Uai. Bă, asta e mai intactă, de-aia. Cred că o și dormit, care.
100% dormi Harry. Uite cât a desfăcut la cupru. Da, și cam atât. Duceau. Ne, uite-te la el. Du-te odată. Mere tot în față. Și aici dreapta. Ca într-un joc horror, Vasil. Și aici, iar în dreapta. Pam. Hai să vedem. Un dulap frumos. Uite, muncitorii aveau haine. Aici jos n-are rost. A, aici a fost noi la tablou, urmă, nu? Mhm. Da. Neapărat trebuie să ajung la comandant. A, aici, aia. Deci, etajul, doi camere, în primul etaj. Uite aici. Ia. Bă, dar și cealaltă din față, vezi că mai e una. Aia nu e așa, aia nu e așa distrusă, uite-te. Fraților, poate în următorul clip merg acolo sau tot în ăsta, vedem acum. Din ce am văzut pe internet, asta pe care suntem noi acum e de 50 cred. Este de 50 de ani lăsat așa. Aici e urcarea noastră pe scară. Gata, am urcat sus, oameni. Uitați-vă numai ce butoaie sunt pe aici, bă. Oi, ce tare arată aici, deja de aproape de asta. Asta era aici, venea ancora, mă. Da, și deci o trăgea cumva. Uite, mă, asta cred că e. Aici conducea ăsta, mă. Mamă, na, o da asta, o barcă de salvare, fii atent. Asta e mai intactă, mă. Da, dar asta nu-i de aia gonflabilă. Ce să mă urc alea, că mai sus să văd. Mamă, ce faină e. Putem urca și mai sus, dar aici am văzut că erau astea de la capitan. Da, de aici se conducea, fiți atenți. Uite, da, mă, frate, aici e. Și aici, asta e cârma. Ai de capul meu, uitați-vă leacă. Deci stau așa la volan, mă uit în față și dita mai animalul ăsta, frate, să-l manevrezi. Vă dați seama, uite cât e de imens, mă, ce vorbești, mă. Și totul din chestia asta ca să-l poți învârti, mă. Și aici mă gândesc că aici în stânga erau astea care accelerai de dai înapoi. Și asta era camera comandantului, nu? Da, da, da. Și aici e plin de butoane și chestii. Aha. Dar el dormea aici? Asta e întrebare. Bă, dar și de aici, fii atent. Poate puteai din mai multe locuri. Uite asta de accelerat, mă. Ia. Bă, se mișcă, bă. Se mișcă, mă. Și aia. Ia. Poate pune la TV-ul în față. Uite, mă, ce e asta? Pornim acum. Multe numere, coduri ciudate. Și aici încă o cârmă din ce văd. Bă, să... Ia. Ia, fiți atenți aici. Pac și mișcă chestia asta. Ce tare, mă. Multe prostii pe aici. Da, urcăm și sus. Să vedem. Hop, hop, hop. Aici ce avem? Unde suntem noi acum e ceva port, are închis, teoretic. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe să mă faceți faimos. Un follow pe Instagram Cristi Goa și ne auzim la următorul video. Vă pupat, pa!